nici noaptea nu te bea că patima nu la. Când e vremea de vânat, nu se acasă nici legat. Bună dimineața, pentru cine nu mă cunoaște, șeful de grupă, organizez vânătoarea asta pe fondul de 6 Mânăruștia, facem singură goană, se împușcă mistreț, șacal, vulpe lup. Și lup nu, că nu avem autorizație. Să mulțumesc pentru prezența așa mare, care n-am avut niciodată așa o vânătoare puternică ca așa asta, asta datorită domnului inginer, șeful meu de la primărie, care își servează și ziua de naștere, care ne-am pregătit cu partea a doua. La concluzie. Da. Să fie trecut, să fie toată lumea, toată lumea are permisă, am verificat, s-ar putea să nu mai verifice cineva după mine, să fim în regulă. Nu se trage sub un unghie 45 grade. Avem aici 4 coordonatori care o să pună standurile. Inclusiv eu să mă duc la capăt. Cine îi pune, ăla îi și ia înapoi. Se trage la 45 de grade numai cu proiectil unic, cu carabină. Deci e clar că nu se trage cu Porsche la carabină. Și avem 15 mistreți trecuți pe autorizații. Sper să nu-i pușcăm pe tăscă. Nici cam gata planul. Nu mai pușcăm dumneavoastră viitoare. Propunerea mea e să nu trageți la mici. Trage lăsați să la... ajungă la 40 de km. Să trage numai la... Hai să facă treaba care știm noi. Fiecare vânător obligatoriu vestă. Cine pune stand, arată. Aici se trage, aici se trage, aici nu se trage. Deci respectăm... Să nu se întindă la distanțe mari, să nu se tragă, să tragem... în fața lui altul coleg de-a nostru, fiecare își trage în zona lui unde arată organizatorul care îi pune în standuri. Standurile îți numerotace în mare parte și nu o să fie greu de organizat. Mare atenție la câini, că avem mulți câini, avem și gonași care nu sunt din partea locului, pe aia îi băgăm în mijloc. Îi roșu care e coordonator cu goana, cu minierul care știe terenul mai bine. Deci vânătorii are satul, dar băgița nu îi are tu. Când se strâng în satul retașii, vânătorii și gonașii, bagea pușca și unecarcă și-n codru iar pleacă. Și mă-i lasă vânătoarea, că-ți mândruța ca floarea. Că-ți-o fi să îmbătrânești cu pușca aici. Thank you.
Cu trecătura acolo, nu zăbă răuță, e trecătura aceea sus. Tu ții față, tragi în față, în spate, unde face 5 grade, nu tragi pe față, nu vede. Aici e cam strâng și de-aia să rămâne. Hai, bine, tragi de pe față. Mă puteți de plasat pe bine, nu? Numai să tragi. Acum că tragi. Bine? Nu te tragi instant până nu... Unde 45 de grade? Următorul o să-l vezi. Unde să rămâne? Carabina, da? Carabina, da? Care are curajul? Vine sus sau rămâne aici? Sunt mai sus. Alte care mai bătrâni? Nu mai urce. Nu e la omul ăsta. Unde ne pune și la pe doamnă. O să vină cu noi așa. Nu știu dacă neapărat. Deci, legătura la părăuța asta. Și la aia la altă. Bine? Da, ce să-mi placez, oricum mă duc să atenție, și aici trecătură și mai sus. Dar tu vezi să dai pe dâmpă. Da. Bine? Hai facem ștandurile. Fostul lemn peste cale de aici, oricum a fost și partea asta, e o zi. Acolo, dacă trece, bine? Și aici, sus, tragi până pe timpul ăsta. Acolo ești puțin, acolo, pomul. Da, sigur. Dar poți să pui și aici, că nu ne deranjează. Da, nu prea, stai până venim noi, bine? Da. Cum se zice ceva mare în strajă? Da, hai, domnul inginer. Hai. Să te vedem. Ai grijă legătura la părăul ăsta, la... Tot ce trece la părăul ăsta, să ai grijă legătura. Pușca mea cu două focuri a pocnit în multe locuri. Până am mers la maragia de neșiga pe Thank you.
Păi, dar pe unde au venit ăia mulți? Acolo. Aici au trecut, între noi. Nu se mai vede nimic. Uite, aici strânge de la asta. Bă, dar ce-au putut să dea acele de noi după ei? Te gândești? Bă, cât un urs a fost, atâta. Neagră. Și vierul ăsta de unde a venit? Vierul de unde a venit? Vierul de acolo. Și eu zis că-i lovit. Știi, vierul. Și eu zis că-i lovit. El n-avea nicio treabă. Se zice că cea mai zolită carne, carne de vânat. Bă, da, că e muncită. Bună! Șeriful, spune-mi cum ți s-a părut ziua de vânătoare? Eu zic că foarte reușită. În privința tragerii care s-au fost făcute, acum să recuperăm până astăzi, acum fiecare coordonator de grup să coborâm câte grupurile jos, evaluăm și la partea a doua. A fost în prima serie, aia mult ce ori vizit. Unde mai este de trag? Aici jos! Față, părău, stăcimele, mă! Ce rugăminte am la voi? Trageți așa în partea dreapta drumului, să poate urca gimpul. Dar nu-i tragem până la vale, că n-avem mult dacă avem astăzi, doamne, bate și gimpul. Mai bine, mă! De exemplu, dacă răprim aici, oprește gimpul și pune direct. Pacimile mele, îți bune și rele. Pacima mai mare, mige vânătoare. Pacimile mele, îți bune și rele. Pacima mai mare, mige vânătoare. Ce să vă orsară, vânătoare-i boală. Umblu să caut urma la vânat. Nu-i plăcere mare, hai, ca la vânătoare. O să stau o zi și o noapte în stat. Stau și mă gândesc și mă sococesc. Văd că-i lună plină, m-aș duce la pândă. Stau și mă gândesc și mă sococesc. Văd că-i lună plină, m-aș duce la pândă. E ziua o țară, vânătoare-i boală. Umblu să caut urma la vânat. Nu-i plăcere mare ca la vânătoare. Pot să stau o zi și-o acesta. Mulți dintre peșorii se cred vânători, dar la vânătoare îți trebuie răbdare. Mulți dintre peșorii se cred vânători, dar la vânătoare îți trebuie răbdare. Ce-i ziua ori sară, vânătoarea-i boală. Umblu să caut urma la vânat. Nu-i plăcere mare ca la vânătoare. Pot să stau o zi și o noapte în stand.